Alo. Dan Ivan, USR Maramureș, mă sunați mai Cătălin degrabă. Cherecheș. Da, bună seara. Bună seara. Eu vă mulțumesc că îmi faceți foarte mult de reclamă despre cum se face dezăpezire în mod civic. Vă asigur că... La dumneavoastră pe stradă? La mine pe stradă, da. Vă asigur că... La dumneavoastră pe stradă se face cu utilaje, nu se face în mod civic. În mod civic se făcut la mine pe stradă, unde am făcut-o eu. În mod civic, eu vorbesc acum, dacă îmi permiteți două secunde. În mod civic, cu utilajele celor care locuiesc pe stradă și care au aceste utilaje, au făcut, oamenii s-au organizat, domnul Chereche, cu primărie, cum v-a, cum nu cu minciuni de 2 lei. Cum v-a spus în mesajul pe care vi l-am transmis pe Facebook, astea sunt povești pentru Facebook-ul dumneavoastră, nu care să mi le spuneți mie. Asta e treaba dumneavoastră, minciunile dumneavoastră vă afectează și vă înnegrez. Filmulețul care l-am asta făcut e... acolo e o realitate, nu e o minciună. E o realitate, e curat la mine pe stradă. Da. Din două motive. Odată pentru că oamenii de pe stradă s-au organizat. Oamenii de pe stradă până la dumneavoastră la curte au fost cei mai harnici, cei la dumneavoastră de la casă până la în spatele străzii cei mai puturoși din oraș. Să înțeleg. Deocamdată atât s-a putut face cu un utilaj. Nu, deocamdată atât s-a putut face la dumneavoastră în fața casei. Dumneavoastră, nu minciu. Nu vă onorează. Sunt niște minciuni ordinare. O să le vadă. Dar poate merge să vă vizitați socru. Poate merge să vă vizitați socru. La revedere.